Două lucruri aș vrea să precizez foarte clar. Am văzut că se comentează mult mai mult problema că ar fi important dacă mai funcționează sau nu funcționează Consiliul Județean, dacă funcționează sau nu funcționează nu știu ce instituții. Părerea mea personală este că mai importantă este stabilitatea oamenilor dintr-un județ, normalitatea activității, în condițiile în care sunt foarte multe probleme de rezolvat în toate domeniile, revenindu-mă aici și în domeniul economic, și în domeniul de educație, și în domeniul de sănătate, și în domeniile, să spunem, ale societăților private. Și într-un cuvânt e vorba de o liniște mai mare pentru siguranța zilei de mâine. Reorganizarea administrativă nu rezolvă niciuna din aceste probleme și nu cred că asta este problema importantă a zilelor noastre. Iar în temei legal, sau pe temei legal, dacă se va face acest lucru, trebuie făcut oricum cu studii foarte clare și de specialiști, care ar fi soluția cea mai optimă pentru cetățean. Dacă noi nu ne gândim ca cetățeanul să fie mai liniștit printr-o altă organizare și să fie mai puțin stresat, se ne-am că acea reorganizare să face cu alte scopuri.